Doamnelor, domnilor, am revenit cu a doua parte a emisiunii din această seară Talk B1. Avem vești interesante, importante din Rusia, unde mii de ruși au ieșit să protesteze, chiar sub ochii lui Putin, împotriva agresiunii din Ucraina. De, 50 de orașe. Normal, deci e bine normal se întâmplă treaba asta. Deci, cum spuneam mai devreme, suferă în mod direct cetățenii. Deci este pentru prima dată când sancțiunile, de obicei se anunțau sancțiuni asupra țărilor care, eu știu, blocade pe mare, tot felul de chestii economice care aveau mai mult sau mai puțin, dar în special mai puțină, reușită în a domestici persoanele agresive. Dar în cazul ăsta, modul în care au pus aceste sancțiuni se pare că dă roade. Și anume, iată că lumea civilizată face tot ce poate din punct de vedere diplomatic pentru a salva vieți. Tot mai multe țări anunță și tot mai multe țări iau măsuri. Deci puteau să intervină, NATO putea să intervină și călca în picioare Rusia în două secunde, două mișcări. A recunoscut-o și domnul Putin. Ca să nu discutăm, diferența este imensă, da? Ideea este că lucrurile care trebuie foarte bine stabilite și foarte clar stabilite este că a susține, deci n-are nimeni nimic cu cetățenii ruși. Am repetat, au adus foarte mult culturi internaționale, au creat foarte mult de-a lungul istoriei și așa mai departe. Însă, în a susține un lider criminal, un om care aduce moarte, lucrul ăsta nu se mai poate în vremurile în care trăim. Dacă au mai fost trecute cu vedere atacurile cibernetice, hai că poate și alea aduc victime mari și mari probleme. Dar atunci când vorbim să omor fără niciun fel de discernământ, să ataci fără niciun fel de logică, să te duci să spui, domne, că mă duc să-mi apăr frații și tu să duci să-i omori, în condițiile în care sunt... Domnul Bumărescu, și să trebuie... Vă rog. Ce musulmani... Să omoare, să n-aș intra în chestii religioase. Fiecare religie cu treaba ei. Păi da, Putin să dă un mare ortodox, ceea ce iar e o... Știu, dar asta cu religiile e discutabilă. Ar trebui să-l avem aici pe Mircea Eliade ca să ne explice. Vă rog. Da, e complet fals că Putin e apărător ortodoxiei, pentru că propaganda rusă din zilele astea... Nu sunt orașe, dați-mi voie să vă spun, probabil că știți treaba asta, sunt orașe în Rusia care n-au biserică. Nu există biserică în orașe. Sunt orașe în jurul Moscovei care n-au legătura la gaz. Sunt orașe în Moscova în care se moare de foame, în jurul Moscovei. Deci, după cum spuneam, între 28 săptămâni... Se va răscula împotriva dictatorului. Nu e vorba de răsculare aici. Ei trebuie să nu mai susțină această activitate. Pentru că sunt copiii lor care se duc să se lupte, să moară. Nu sunt 500, sunt foarte mulți. Numai cine n-a fost acolo să vadă, poate să-și dea cu părere, să zică, domnule, așa scrie în știri, răbdare. Nu, domnule, du-te până acolo, ăla care crezi că nu e așa, du-te să vezi cu ochii tăi și atunci ai voie să ai o opinie. Dacă nu știi despre ce e vorba și te iei după tot felul de știri plătite și susținute, numai în România câteva site-uri, 10% din alea care duc sunt finanțate și duc o politică au fost blocate. Din păcate n-au fost blocate decât foarte puține. Pe tocmai, 10% spunem. Domnilor, vă rog. Dar vreau să vă dau o știre, și anume că un eșec foarte mare... Stai să ne auzim. Spuneți. Un eșec foarte mare informațional este al Ministerului Apărării Rusiei, al generalului major Igor Konashenko, care o serie întreagă de știri, de imagini și de texte postate pe platformele lor au fost șterse de Facebook. Deci, pe de o parte, Facebook și-a intrat în rol așa cum vroiam și cum ne așteptam. Deci, dintr-o dată, cetățenii ruși primesc acum știrile adevărate și numai acelea cosmetizate. Iar operațiunea Rusia, în ghilimele opune, a fost declanșată. Și există, e un război între grupul de hackeri de la Anonymous împotriva lui Vladimir Putin. Și aici hackerii au atacat Russia Today, au atacat Sputnik, au atacat TASS, au atacat Gazprom, în așa fel încât site-urile respective sunt blocate și nu mai pot infecta pe cetățenii ruși, pe cetățenii... Din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Facebook-ul oricum în Rusia a fost blocat de mult, deci pentru că e blocat și de Vladimir Putin.
ca să nu se informeze rușii asupra situației. Da, dar trebuie să vă dau o veste, domnul Bostan, să știți că există metode de a intra în Facebook și din Rusia. Din păcate, da, din păcate încă sunt foarte multe site-uri și multe platforme care circulă în continuare propaganda rusă, inclusiv în România. Este suficient să postați dumneavoastră un mesaj anti-Putin pe contul de Facebook și o să observați imediat cum se adună zeci de troli să combată ceea ce dumneavoastră spune. Aia nu putem să o oprim, mai libertate de... Da, asta nu avem cum să o oprim deocamdată, dar ideea este că... Sunt sute de conturi false. Ok, ok, aveți dreptate. Însă sunt lucruri foarte grave care se întâmplă în România și față de care România trebuie să aibă, trebuie să acționeze mai devreme, astfel încât să nu fim iar atrași de urechi și să vină cineva să ne spună, bă, dar voi nu vedeți ce se întâmplă la voi. Deci ca să vă dau un exemplu, zilele trecute, într-un penthouse dintr-un hotel de lux din București, un număr de câțiva, un oligarh plus prieteni, eu știu, din Rusia, care stau bine mersi aici, dă și pe lângă bani din conturi, sigur că au și banii în geantă, banii la prieteni, banii la partenerul român, banii la partenerul cu tare, cu tare și așa mai departe, dar sigur, toate lucrurile astea se vor devala și vom vedea începutul acestei chestiuni prin acest interviu și dacă reușesc să duc treaba asta până la capăt, împreună cu dumneavoastră, dacă vreți să fiți și cu, împreună cu toți cei care vor să fie alături de a găsi acești bani care au dispărut din România, care inițial n-am crezut că poate să fie o sumă atât de mare, și putem susține și dacă reușesc să duc treaba asta până la capăt, mie mi-ajunge. Cum să vă spun eu? Nu că mi-ajunge. Ideea este că simt într-adevăr că am făcut ceva. Pe lângă premiile, eu știu, pentru România, curente culturale și așa mai departe, eu știu, în cazul ăsta chiar simt că am făcut ceva. De ce? Pentru că această sumă este mult mai mare decât datoria internă, datoria publică a României. Deci în loc să mergem să ne împrumutăm în sănătate, de ce nu mergem să luăm banii care n-au fost furați și care sunt descoperiți, se știe unde sunt și s-au fost condamnați oamenii? De ce? Domnule Păunescu, da, subscriu total la acțiunea dumneavoastră, sunt cu dumneavoastră în primul rând al frontului și banii aceștia de care are România și îmi doresc să-i recupereze sunt necesari pentru dotarea armatei române, care întotdeauna de 30 de ani bugetul militar a fost totdeauna ultimul pe listă. Pentru că și noi avem, nu întâmplător v-am dat știrea cu dotarea armatei germane, cu elicopterele Boeing Chinook, cu avioanele F-35, cu tancurile Leopard, cu drone. Deci armata română care este în mare, sau România care este în mare pericol acum, are nevoie de o dotare super modernă ca să absolut. Pentru că fără această dotare suntem în câteva ore suntem închisiți. Și mai vreau să adaug o chestiune înainte și aș vrea să dăm documentarul ăsta ca să putem să discutăm documentarul. Acest interviu care durează 20 minute, mai puțin, foarte, eu zic că e foarte interesant și chiar dacă e făcut de mine, să spunem așa, interviu, nu contează ce spun eu, contează ce spune interlocutorul. Apropo de Boeing și de Airbus și de au anunțat că nu vor mai da nicio piesă de schimb către Aeroflot și către companiile din Rusia. Asta înseamnă că în curând aceste avioane nu vor mai zbura. Asta înseamnă că cetățenii din Rusia vor avea de suferit în mod direct, pe lângă altele, cum spuneam, de cărți de credit, bani, produse și așa mai departe. Da, acești oameni în mod natural vor zice, dom'le, de ce trebuie să suportăm asta? Ca să-și facă omul damblaua, să se ducă peste o altă țară, să nu se apropie NATO, eventual, ca asta ne explica un domn de aici în România, prieten al domnului Rusu, în ghilimele, ne explica că, domne, zice, de cum să-și primească să fie NATO aproape de dânsul cu cuțitul? Pe ce, NATO e cu cuțitul? NATO atacă pe cineva? Ataca NATO pe cineva? NATO nu atacă pe nimeni. Se apără și în caz că e ceva, intervine. Sau România să nu fie într-o relație belică cu Vladimir Putin. Adică să avem noi cuțitul lângă noi și să n-aibă el cuțitul lângă el. Da. Apropo de avioanele rusești, care marea majoritate a avioanelor rusești sunt în leasing. Sunt date de firme occidentale care pun la dispoziție contract leasing, contraplată, pun aceste avioane. Iar firmele au blocat și au spus gata, contractul este încheiat, este terminat, avioanele rămân la sol. Da, și acum o să dăm acest, ca să putem să discutăm după asta,
Ce este important este ca în acest interviu, un lucru care vreau să mai menționez, pe lângă faptul cu, pe lângă treaba cu banii, cu căutarea banilor și cu... Se dă Ministerului Justiției, noi nu avem nicio contribuție, spune că, domne, scăpăm noi, că nu știu, nu. Eu n-am nicio problemă. Să intre toate conturile pe care și le doresc, să intre să vadă, tot s-a spus că oameni care au fost acuzați se vor dovedi a fi nevinovați, oameni care n-au fost acuzați se vor dovedi vinovați de chestiunea asta. Ideea este că un alt lucru pe care l-am întrebat este, având în vedere relațiile cu Departamentul de Stat și faptul că a lucrat foarte mult timp în chestiunea asta și altul de CIA și așa mai departe, dom'le, de câte cerințe a avut România față de Statele Unite, având în vedere că sunt un parteneriat și America vine și cere cu tare. Și dom'le, din cunoștințele mele mai nimic în afară de visa waiver. Adică noi cerem un lucru ca să plecăm din țară? Sau cerem lucruri să le dezvoltăm? Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, care, la care ține foarte mult domnul Bostan, ideea este că nu, atenție. Două lucruri le cerea America, că era vorba de Bush senior, pe vremea când era vicepreședintele Americii sau pe vremea când era șeful CIA-ului. Două lucruri le cerea Nicolae Ceaușescu. Și se ajungea să se rezolvau. Își îndeplineau promisiunile și unii și ceilalți. Acum America cere, cum e normal, România nu cere nimic. E, uite, asta e un caz în care România privată, să spunem așa, România antreprenorială, vine și face o chestiune, cere o treabă. Eu zic să dăm drumul la acest interviu și ca să avem timp să-l comentăm după asta și să-l urmăriți, vă rog, și să intervenim după asta, să-l discutăm. Ok, so, first of all, welcome to Romania, Martin. It's an honor to have you here, and I know it's not the first time, and I'm happy that you came back. Means that you at least enjoyed or you found things interesting around here. For the public and for the audience, if you can briefly say a little bit about your impressive career, sure. It would be great. I'm an international lawyer. I've been practicing law for a little over 30 years. The first 17 years of that, I was in Washington, D.C. Most of that time I was with a law firm that James Baker's family firm. After he left the Treasury Department of the Bush administration, he joined our firm again, and he was my partner for several years. I was very honored to work with him on some projects. After my first 17 years, I then moved down to Texas, where I've been practicing international law in a firm that does a lot of worldwide energy work. And I know from your from talking to you and from your resume and looking in that you have experience in the area in the Balkans. And can you tell a little bit about in general? Sure. I first started working in Eastern Europe or the former Soviet Union, I think it was 1994. I did a lot of work in the Caucasus, in Georgia and Azerbaijan. I lived in Moscow during 1995. We were working on a lot of cross-border pipeline projects, natural gas projects. I did a lot of work in the Bosnia region and in the Balkans also. My first trip to Romania, I think, was in 1999, but I haven't been back as many times since, so I'm very happy to be back. Great. It's during your activity in this field, in this area, in Central Eastern European and ex-Soviet Union countries, was corruption really bad? I mean, you found corruption as a main obstacle? Yes. Corruption has always been a challenge for my private clients. I've represented some governments in a number of projects too, but... So you're representing also the governments? Correct. And for my private clients working in emerging economies, corruption's always been an issue. But the environment has changed quite a bit over the course of my career. In early years, U.S. companies were subject to pretty strict requirements
to avoid bribery with respect to foreign officials. But competing companies from Italy and Germany and other countries were not subject to those same restrictions. And in many cases, maybe even most cases, they could actually deduct the bribe payments from their taxes. So it was a very difficult environment for U.S. companies. But that environment's changed dramatically. The OECD and the EU countries, there are numerous multilateral agreements around the world requiring all governments to enforce anti-corruption legislation. Enforcement's kind of spotty, but it's a completely different environment than it used to be 25 years ago. That's certainly the case. Yeah, absolutely. We also, the problem we face, and I think it's all over the world, corruption cannot be eradicated completely, but obviously it can be reduced to levels that can be, they're under, let's say, they're not strong enough to kind of change the course of normal business or normal activity, political activity, or so on. Obviously, corruption, once it's found and prosecuted and there is a final sentence from a judge, you have people that are guilty, right? And those people, the corruption means they got some money, and those money, they put it somewhere which they think are safe, you know? And what I strongly believe, no, it's not just me, it's we're a large group of people that we believe this, is that in order to reduce the level of corruption, is showing that there are instruments that they can find this money. And I'm not here against anybody in particular, basically, because the reason I'm asking you this and everything is because there are a lot of question marks on people that maybe they don't have anything to do with hiding money, but they are in the public eye considered that they stole money and they put it on hide, and people that they have a very good image, but on contrary they stole a lot of money and they hide a lot of money. And I think if we manage to find a system to kind of find the money that were stolen, or at least part of it, of the majority part of it, first of all, benefit the state, the country, Romania, getting billions. And second, obviously, they're going to help people that they are in the public eye accused, but they are not guilty. So now, coming back and making the long story short, is like what we are very much interested in, and this is based on the discussion that we had in previously, we are looking to find a system and something that we are not very good at it, Romania today, to find those money. And knowing from positions of the previous ambassadors here in Romania, American ambassadors here in Romania, that they can help on doing this, America can help on doing this, knowing that you are very good as a state and to follow the money of people that they are doing bad things to America. You think this is possible to do it also for Romania? Do you think the cooperation, since we are strategic partner, we are in a strategic partnership, and Romania needs America very much, and America is strong presence here. Yeah. Let me start answering that question by an observation. I live in Texas. Every day, thousands and thousands of people are trying to get into Texas from Honduras, Guatemala, and Mexico. And you have to ask yourself, why is that? Mexico has a tremendous amount of resources, has some very good universities. And so what's the difference between Texas and Mexico? Half of the people in Texas are Hispanic anyway, so even ethnically we have a lot of similarities. The difference between Mexico and Texas is the rule of law is honored in Texas, more or less, than the rest of the United States. It doesn't mean we don't have corrupt officials. Obviously, we do. But there's a much greater chance that in due course,
in the United States, we're going to go after them, and we're going to find the assets, and we're going to prosecute them. Mexico has anti-corruption laws. It's not a problem with the laws on the books. Corruption's illegal in Mexico, but the question is, what are you going to do about it? So for emerging economies like Romania, the question is, do you want to be like Mexico and not enforce your laws and not go after the money? Or do you want to be more like your EU partners, most of your EU partners in the United States, and eventually try to track down this money and get it back? The tools for doing that are being developed more and more every day. The United States has made it a priority to assist countries like Romania in fighting corruption. The White House announced a new program last June to prioritize fighting corruption around the world, even as a national security objective. So we have tremendous resources in the Treasury Department, people that track money laundering, in our law enforcement and intelligence agencies. So we have tools. We have resources that are designed to help our important partners like Romania to fight these problems, because we know the rule of law and the enforcement of the rule of law and going after the resources that have been stolen is one of the most important aspects of development in a country and political stability. So it is a national security issue for the United States. And Romania's relationship with the United States on the national security side has never been more important, obviously. So I think it's an excellent time for Romania to take advantage of the resources that the U.S. government wants to make available. So if I understand correctly, obviously this is a governmental thing. It's the leadership of the country should want to do that. And once they want to do that, now we have, because there are years, tens of years, since 1989, when Romania is looking to find this amount of money that is growing every year. And but they never do anything concretely. I mean, little is done, yeah, because there are less instruments. So we're very glad to have you here with your experience also in the area, basically, and facing the problem, exactly. So now we can put these two things together, like in a partnership, because we are partners, right? And, you know, it's, both parties should benefit out of it, and we can benefit out of the instruments that you have in order to go for this goal of finding the money. In terms of, like, in general terms, what do you think should a structure should work look like in Romania, let's say, to work with America, with institution in America? Well, you mean in a government-to-government level? Yeah, like a commission, like a... You know... In general terms, I mean, it can change, obviously. You can... I can speak from our experience. It takes... I think a role from the government administration, but also a role from the legislature. The legislature has different investigative tools, and I think it's important for political support for the process, which can come through the legislature. I think, you know, the number one thing, there has to be a will among the people. A will. And among the elected representatives, we're not going to put up with this stuff anymore. We want to start going forward, cleaning up some issues, but we also are not going to let people get away with it in the past. You know, if you read Dante's Inferno, right, there's a lot of pretty nasty characters in hell, murderers, adulterers, thieves. The lowest rung of hell... If I may, Guidolino della Gherardesca, which is in the one that eats his kids... Right? Right. Well, the lowest rung of hell is reserved for traitors and people that have betrayed their country. And that's what we're talking about in corruption. It's people that have betrayed their country,
betrayed their fellow citizens, robbed them, abused the trust that was put in them. And I think it's exceedingly important for all countries to say, we're not going to put up with this. It's never going to be perfect. It's certainly not perfect in the United States. I won't get into any specifics, but we've had our problems. But by and large, sooner or later, it usually catches up with you. And I think that's very important for Romania. And I think it takes both sort of within the administration, the prosecutor, Ministry of Justice, those kinds of mechanisms, but also a fact-finding commission within the parliamentary system is sometimes very effective. No, that's extremely important. So we're going to start the whole process here in Romania in terms of the civic, let's say the non-governmental organization, mm-hmm. but also in order to try to move in a way, because at the end of the day, I don't think that anybody can say no. Only a corrupt person can say no, because yeah. if he's not corrupt, he will want and he wants the good of the country of Romania. You know, in Romania, I'm talking the Romanian politicians. They should go for it because they're billions. Yeah, and those billions, they were all already subject to decision by the courts, final decision by the courts. Now, I don't want to. I'm not talking about people and stuff because they don't know about. But what we know is journalists over the time and prosecutors over the time, and they reach billions, tens of billions, a lot of money. Numbers that at some point they reach so high that you don't believe it is true. So in order to avoid all these question marks, like if this guy is hiding or is not hiding, but there is no elements, they're not. Maybe he's not hiding, and people are just throwing bad words with him yeah. to stop him from getting a position, I don't know, in the hierarchy of the state of somewhere, to run for a seat or for something in the parliament or something, you know, or a position. Now, this is extremely important on the thing. And I think, again, as you said, this will, having a good result out of this collaboration, basically, between the tools that they are experienced and the will, and the, from here, obviously nothing is perfect, nothing can happen overnight, but this is something that should be worked, should be getting perfect, more perfect, and you know, and should be done everything legal according to the yeah. laws in place here in America, in Europe, in general. This will reduce the corruption level, because people will be less willing to risk. They're risking in too many areas. They're risking for the corruption itself. They're risking then where they're putting the money. They're risking, scandals in the house yeah. because the wife may know, or the yeah. husband, depends who gets what. Then they divorce, and then it's a scandal. So there are many areas. We can talk now for hours on that. But that, I think, is extremely encouraging. And be sure that we're going to chase you a lot. And I hope so. And I'm sure that at a certain point, we're going to have support from the Romanian authorities. I don't see why not. I think you touched on something earlier that I think is an important point. There is always a possibility that people will be wrongly accused, right? So the process, you have to be very careful that it's very legal and you're following strict procedures so that no group within the parliament, no political party, no influential officials can hijack the process, so that officials aren't afraid of it, so they have nothing to hide. And I think that'll really help with cooperation and transparency. So I know the United States is very eager to work with the people of Romania. There's a tremendous amount of potential here in the tech sector, the energy sector, in addition to the sort of national security relationship we have. It's That's another point. You know, I mean, there are, obviously this is propaganda against the United States saying, but there is rumors that they sound stupid, but we have to answer also these questions. You know, the
that the United States, the Americans are coming here to steal our wealth. 50% of the Romanians are poor, but Romania is a rich country. So obviously this is a silly question, and I apologize for putting it this question, but are you getting a lot of, are you asked in terms of, because you represented also various states, and so I can, in general, did you hear about Romania asking a lot of advices, or a lot of, like United States is asking Romania for doing the troops to help to do that, obviously helping us, because yeah. NATO is helping us, is helping United States. But you see from the Romanian side a lot of calls like, can you help us on this? Can you help us? Can you advise us on this? You have experience on this, we have experience on that. Let's exchange. You find this? No, it's surprising to me a little bit that I... maybe there are some things going on that I don't know about, but I don't see the Romanians saying, hey, United States, you've already helped these kinds of problems in these other countries. What resources can you make available to us? And I know for a fact, I have friends that are working in the government on these problems. The U.S. government wants to reach out and provide what resources it can. Again, it has to be political will from, you know, it has to be initiated from the Romanian people saying, you know, we want to go in this direction, not that direction. But I think if you make the request and you do it in earnest, there are a lot of cooperative tools that we can do together to address some of these issues. But you have to, sorry for saying, put it that way, but you have to agree with me that you are trying to destroy something in Romania. Trying to destroy something? Yeah, corruption. Yeah, well, you never destroy it entirely, right? It's a cancer, but you can beat it back, and it's getting more and more important. It's a demographic issue, right? For young people, they want to be able to grow up in an environment and grow professionally without thinking they have to buy their way to get a job or to buy their way into university. So I think it's a very important issue for a lot of European countries and the Balkans particularly that are, you know, chasing jobs in other countries in Germany and Austria and whatnot. So I think it's absolutely essential that progress be made on this. It's never going to be perfect. Again, I don't want to sound hypocritical because it's sure not perfect in the United States. We know that. But again, it's, you know, the difference between Mexico and the United States, it's mostly the rule of law. So. Absolutely. Thank you very much. It's we'll definitely we'll chase you, and we'll ask interviews in the future. And hopefully the process will have to start from some point. I mean, there are a lot of Romanian journalists that found a lot of evidence. Now we have to see if there are... they're real, and thank you for being here, and thank you for help, and together with other entities, non-governmental organizations that we run, friends of mine, they run, they millions of people behind it, behind them, we'll do all possibilities, everything possible to make this happen. And again, not because we want to do bad to people, to do something bad to the people, but we want to make sure that the people that they are accused, they are really accused for something, not just accused for, you know, just the power of press accuse somebody just because they want out of the office or out of... So thank you very much for your presence and for the interview. And thank you for the opportunity. Appreciate it. Thank you. Thank you so much. Așadar, domnul avocat american Martin Lutz a pus degetul pe rană. Noi vrem, Statele Unite vor să ajute România, dar trebuie să fie un acord, trebuie să veniți voi către noi să ne solicitați acordul. Acum, ce e important, sigur, două puncte aici sunt, eu știu, de marcat. Sigur că sunt român și trebuie să...
să fac lucrurile să pară, cel puțin așa văd eu, lucrurile să pară puțin mai puțin critice decât sunt, cu adevărat. Aici incompetența este la nivel maxim. Din partea noastră, din păcate, suntem cu toții vinovați. Nu este numai unul sau altul, că cu toții avem o vină, orică n-am ales cum trebuie, orică am ales la început greșit, orică n-am... Mă rog, n-are importanță. Ce e important este că trebuie o resetare și trebuie o nouă republică, a doua republică, cum îi spunem de mai mulți, de la o vreme încoace. Două puncte spuneam că erau aici. Deci oamenii sunt specialiști, în fiecare an vin și spun... Lăsați-ne pe noi să vă găsim banii și voi îi luați sau nu îi luați, dar spuneți că așa. Nu au primit niciun răspuns până acum. Acum, nu știu de ce, îmi scap punctul ăsta, că doar un corupt sau cineva care are bani ascunși poate să evite procesul ăsta, că știi că sunt sute de miliarde găsite de entități, cum ar fi CIA, din cei Big Four firme de contabilitate, Price, eu știu care dintre ele, care au confirmat dispariția banilor cu tare, dispariția banilor cu tare și așa mai departe. Ne interesează mai puțin să băgăm oameni în pușcărie, zic eu, eu așa o văd, și pe noi ne interesează banii aia, decât să ne împrumutăm miliarde, să-i luăm, de ce să nu luăm pe ai noștri? Așa, asta e una dintre ele. Iar cea de-a doua punct este că tot timpul zice, dom'le, vin americani aici și ne iau tot, ne iau bogățiile, ne iau... Noi oricum am dat bogățiile, o parte din ele, sigur că o să le luăm înapoi. Este și o ordonanță de guvern derulare acum, în cazul în care ajungem la legea, într-o situație de război sau, mă rog, într-o situație proximă, proximă situație de război. Dar... Ce e foarte important este că România nu a cerut nimic. Dom'le, oamenii spun, dom'le, noi suntem pregătiți să vă ajutăm. Sau să vă dăm experiența noastră. Voi ne dați experiența voastră și ne dați spațiu acolo unde să fim, să apărăm, să ne apărăm și pe noi și pe voi. Cereți-ne! Vă ajutăm cu asta, vă ajutăm cu asta. Noi vă spunem, putem să facem asta pentru voi. Bani, înseamnă bani pentru România. Deci, dom'le, România cheltuie pentru... de ce nu luăm? De ce există campania asta toată că America vrea să ia totul de la noi și noi nu luăm nimic? Pentru că noi nu cerem. De ce nu cerem? Asta e o întrebare la care telespectatorii cu siguranță au răspuns. Și o întrebare la care se va da un răspuns și în mod oficial, în mod legal și în mod juridic și la nivelul instanțelor. Dar cum comentați interviul ăsta? Sigur, făcut de să spunem așa, un om de presă mai puțin specialist în interviuri. Domnule Băunescu, interviul este formidabil pentru că arată, ne dă un feedback extern din Statele Unite, din Uniunea Europeană, pe care noi îl așteptăm, dar diferitele guverne nu au ținut cont de ele. Deci vorbim de statul de drept. Acum înțelegem ce valoare are statul de drept, ce valoare ar trebui să aibă Ministerul Justiției, Procuratura, nu, DNA și serviciile secrete. Pentru că astfel de operațiuni de furturi de bani nu se pot face decât dacă aceste autorități închid ochii. Semnul mafiei. Nu aud, nu văd, nu vorbesc. Aceasta este prima constatare. A doua, spune domnul Luț că e vorba de siguranță națională. S-au furat atâția bani și acum avem explicația de ce armata română este atât de prost dotată. A treia chestiune este, cum interpretăm revistele de cancan din România cu foarte mulți bogați? De unde vin acești bani? De unde vin sute de milioane? Unul are 100 de milioane, altul 200, are altul 300, 800. Și o femeie de la... Fără număr. Are 200 de lei pensie. Cum se leagă aceste două cifre? Și ultima chestiune, acum înțelegem încă o dată de ce Curtea Europeană de Justiție, care nu face altceva decât ceea ce face biroul de avocatură a domnului Luț, Curtea Europeană de Justiție impune dreptul european în fața dreptului național pentru protecția României și pentru anticorupție. Și a cetățenilor, sigur, absolut. Vă mulțumesc, e foarte... Asta a fost și dorința acestui interviu, având în vedere că am acces în mod direct la acești, la intermediul unor fost colegi și așa mai departe. Asta este într-adevăr o problemă foarte mare, iar să știți că dacă săptămâna care s-a încheiat a fost domnul Luz și se întreagă de alți specialiști americani în domeniu,
Săptămâna viitoare vom avea probabil invitați, cu siguranță o parte invitați sunt confirmați în România, de nivel foarte mare, și oameni de la care trebuie să obținem lucruri. Deci este cazul în care România trebuie să ceară. România trebuie să joace un rol. America își dorește pentru România, dar nu pot să spună public, un rol de lider regional. Și într-un alt interviu pe care o să-l dăm în emisiunea viitoare, cu un fost mare lider al CIA-ului, cel care a fost șeful stației de la Berlin al CIA-ului în 89-90, căderea zidului, destrămarea Uniunii Sovietice și așa mai departe, și care dânsul spune că nu noi am destrămat Uniunea Sovietică, ne-am ajutat lumea liberă, sigur, practic, dar și mi-a terminat în toate aceste interviuri și toate chestiunile astea, în permanență reiese faptul că România nu cere nimic. România acuză că americanii vin să ne ia, dar noi nu cerem nimic, noi dăm. Noi suntem aici în principiu, noi nu ne vindem țara, noi o dăm pe gratis. Domnul Bosan, să ne dea, și numai o secundă, să vedem și domnul Bosan, da, că-l văd tăcut, sper că nu v-ați speriat, sper că nu aveți bani ascunși prin sănătate. Da, nu, dar era vorba ca să am loc să... Păi tocmai, acum v-am făcut loc, uitați-ne, am despărțit apele și vă rog. Este evident, propaganda anti-americană este strâns legată cu propaganda rusă, care vrea să slăbească frontul estic al NATO. Deci ceea ce vedem noi în ultimii 10 ani în România nu este decât o pregătire pentru ce s-a întâmplat în săptămânile trecute. Dacă vă veți uita în urmă, veți vedea foarte, foarte, adică prea mulți oameni care au pus cărămiți la mitul lui Putin, care au împrăștiat propaganda rusă pe teritoriul României, și o parte dintre ei, în mod spectaculos, de câteva zile încoace, au trecut de partea poporului, adică au trecut cumva și-au dat seama că lucrurile devin foarte grave și au trecut cumva ca la Revoluție, exact cum lingăii lui Ceaușescu în prima zi la Revoluție, imediat au trădat, au zis în partea alta. Exact, de partea Revoluției. Este foarte interesant să urmărești astfel de lucruri, știind oameni care au, să nu spun, nu aș vrea să vorbesc urât, care au spus lucruri absolut înfiorătoare în urmă cu câțiva ani și l-au lăudat pe Vladimir Putin, acum au trecut de partea poporului. Lucrurile astea... Mă rog, discutabil cât au trecut de mult. Să știți că unora... Tot trădători sunt cei care au trădat țara și care au dus urmare trădării. Țara a avut foarte mult de... cetățenii au avut foarte mult de pierdut. Tot trădător rămân. Și iată că cuvântul de trădător pe care l-am spus în emisiunea asta de foarte multe ori și îmi pare bine că a fost reluat de foarte mulți colegi, iată că de data asta nu a venit de la mine, a venit de la dânsul, de la domnul avocat. Da? Spunea, trădătorii țării, că am spus de America, zic, domnule, dumneavoastră a știut foarte bine cum să îi urmăriți pe cei care vreau rău Americii. Și dânsul a venit și a spus, da, trădătorii. Acei trădători nu sunt numai cei care, nu știu, spun un secret sau ceva, sunt și cei care fac în mod deliberat, într-un interes propriu, împotriva comunității în care fac parte, din țara în care fac parte. Domnul Rusu. Că multora din cei care au, dintre cei care au furat bani, în general din bănci, au fost mari jafuri bancare după anii 90, apoi au fost jafuri economice substanțiale. Parte dintre ei, să știți că au fost legați și de interese estice și care acum vor ieși la suprafață. Vor trebui să fie scoase la suprafață. Ele nu mai pot fi ascunse, probabil. Și în perioada... Cu siguranță noi nu mai putem opri chestiunea asta. Să știți că treaba asta, eu acum sigur am făcut interviu și am avut șansa să îl fac primul, și... dar nu este... Nu asta îmi doresc, să fiu eu ăla care... Lucrurile nu mai pot fi oprite. Ele sunt finanțate de către Statele Unite, chit că noi ne vom participa ca organizații guvernamentale la treaba asta, este un lucru care nu poate fi oprit. Deci el a început. Deci ne vom trezi cu niște bani, cu o listă, cu o cifră, că sigur nu se pot da datele, că sunt date confidențiale, ci doar la nivel guvernamental. Ăștia-s banii voștri, vreți sau nu-i vreți? Să văd eu ce politician poate să spună, domnule, nu-i vrem, noi vrem să ne împrumutăm. Da. Domnule Bobi Popescu. O parte din bani sunt utilizați, din păcate, și în țări
din zona arabă, din Orient. Să știți că vor fi găsiți peste tot și în Africa, dacă sunt. Da. Exact, aici cu siguranță. Zona Africa de... Am întrebat chiar chestiunea asta. Mi-a zis, acolo e cel mai simplu. Acolo e cel mai simplu, că au instrumente. Și știu că deja sunt instrumente prin care se pot găsi acei bani. Și ăsta e un mare sprijin. Statele Unite au acces. Și mai ales în situația asta de câteva săptămâni încoace, au un acces mult mai important în multe alte țări din lume. Și un ajutor în acest sens ar putea să ajute la Absolut. Absolut. Domnul Rusu, spuneți. Da. Da, domnule Bobi Păunescu, ați dat cel mai important mesaj în această seară, pe care îl repet din gura avocatului. Finanțarea vine din partea Statelor Unite pentru transparența și curățenia în România. Mesajul este formidabil. Este mesajul săptămânii. Pentru că trădătorii trebuie căutați din ultimii 30 de ani. Trebuie căutați în Parlament, în Guvernul României, în ministere, în țară sau sănătate. Așa, în administrația locală, în servicii secrete, pentru că îmi vine greu să cred că serviciile secrete nu cunoșteau toate aceste operațiuni, mai ales atunci când erau banii scoși din țară sau erau spălări de bani. Pentru că Serviciul de Informații Externe are în competență, și am vorbit cu un fost ofițer de informații externe, are în competență tocmai controlul, studierea unor operațiuni care se fac în România, inclusiv când este vorba de bani. Și în România avem cazuri clare de spălare de bani. Deci mesajul că Statele Unite finanțează această operațiune de general cleaning, să spunem, de curățenie generală, este formidabilă. Și dacă acum, în ceasul al 12-lea, toți cei care se simt cu musca pe căciulă au curajul să spună din fostele guverne, din servicii secrete, din ministere, din procuratori, din justiție, din tribunale, dintre judecători, dintre procurori, acum e rândul lor, ei să oferă probele, pentru că de aceea au fost puși. Nu, până acum le-au ascuns, acum trebuie să le ofere. Nu le oferă, vine încă o dată Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg și ajută pe investigatorii americani cu o serie întreagă de... Asta este un moment foarte, cum să spun eu, deși, sigur, tragedia din Ucraina, sunt și părțile pentru România, dă posibilitatea unei renașteri. Unei renașteri în faptul în care curățăm din trecut, nu facem o vânătoare pe oameni, nu urmărim să distrugem afaceri, din contră, afaceri nu trebuie distruse, trebuie să meargă mai departe, dar trebuie căutat, trebuie aduși, că banii, să știți că cu siguranță mare parte din ei sunt deja descoperiți, se știe unde sunt urmăriți minut cu minut, când se scot, când se iau, când se bagă, că așa funcționează. America are chestiunea asta pusă la punct de foarte mult. Singurul lucru, și cu asta închei, să știți că chestiunea asta, dintre cele 5 puncte pe care Neta Meir, fostul prim-ministru al Israelului, atunci când au construit Israelul, da, a zis, zice, asimilați corupția cu trădătorii, cu trădarea de țară. Corupția, așa cum a spus-o și domnul avocat în interviu, corupția direct atacă siguranța națională. Asimilând cu trădarea, altfel se vor apleca oamenii asupra corupției, se vor uita asupra corupției. Acum noi uităm la chestiile mici, noi uităm la banii către... Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Da, am vorbit mult pe tema asta și dar o să vorbim și mai mult și să ne ocupăm în mod direct, chiar dacă nu vom câștiga bani din treaba asta, chiar dacă nu e activitate financiară, ne vom devota pentru aceea. Trebuie să facem ceva și pentru țara asta. Da. Da, vă rog. Vă mulțumim pentru atenție. Urmează Silviu Mănăstire la Dosar de Politician. Rămâneți cu Domnul TV.